Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu corpul tău atunci când bei apă cu lămâie în fiecare zi? Știai că acest obicei simplu poate aduce beneficii incredibile pentru sănătate? În videoclipul de astăzi vom dezvălui cele 15 beneficii surprinzătoare ale apei cu lămâie și cum poate transforma corpul tău în moduri pe care nici nu ți le-ai imaginat. Dacă ești curios să afli cum această băutură simplă îți poate îmbunătăți viața, rămâi cu noi până la finalul acestui videoclip. Apa cu lămâie este o băutură răcoritoare și ușor de preparat. Doar stoarce sucul de la jumătate de lămâie într-un pahar cu apă caldă sau rece și gata. Dar știai că aceasta are mai multe beneficii decât doar faptul că este o opțiune gustoasă? Hai să explorăm secretele acestei băuturi și să descoperim toate beneficiile sale. Cu fiecare înghițitură, vei promova o serie de îmbunătățiri în corpul tău, de la digestie la imunitate. Pregătește-te să fii uimit de versatilitatea și puterile apei cu lămâie. Vei fi surprins de beneficiul 13 despre care puțini oameni știu. Să începem. Hidratare îmbunătățită. Consumul de apă cu lămâie poate ajuta la îmbunătățirea hidratării, deoarece mulți oameni o găsesc mai gustoasă decât apa simplă, încurajând astfel un aport mai mare de lichide. Hidratarea adecvată este esențială pentru menținerea tuturor funcțiilor corporale, inclusiv reglarea temperaturii, lubrifierea articulațiilor, digestia și transportul nutrienților. Studiile arată că adăugarea aromelor naturale, cum ar fi lămâia, în apă poate crește aportul zilnic de lichide cu până la 20%. În plus, lămâia conține electroliți precum potasiu, calciu și magneziu, care ajută la menținerea echilibrului lichidelor în corp. Acest lucru este deosebit de important pentru cei care fac exerciții fizice regulat, deoarece hidratarea adecvată îmbunătățește performanța și accelerează recuperarea musculară. Când ești bine hidratat, pielea ta arată mai sănătoasă, nivelul de energie crește și corpul funcționează mai eficient. Hidratarea adecvată este de asemenea crucială pentru sănătatea mentală. Deshidratarea poate duce la dificultăți de concentrare, dureri de cap și schimbări de dispoziție. Consumul regulat de apă cu lămâie poate ajuta la prevenirea acestor simptome, menținând creierul să funcționeze optim. Îmbunătățirea imunității. Lămâia este bogată în vitamina C, un antioxidant care ajută la întărirea sistemului imunitar și la combaterea răcelilor și gripei. Vitamina C stimulează de asemenea producția de globule albe, esențiale pentru apărarea corpului împotriva infecțiilor. În plus, antioxidanții ajută la protejarea celulelor de daunele cauzate de radicalii liberi. Un studiu publicat în Journal of Nutrition a demonstrat că aportul regulat de vitamina C poate reduce durata și severitatea răcelilor. În plus, consumul de lămâie ajută la menținerea sănătății și tinereții pielii, deoarece vitamina C este esențială pentru producerea de colagen, o proteină care conferă pielii fermitate și elasticitate. Pe lângă beneficiile directe ale vitaminei C compuși de ei din lămâie, cum ar fi flavonoidele, au proprietăți antivirale și antibacteriene care pot ajuta la prevenirea infecțiilor și la întărirea răspunsului imunitar al organismului. Incorporarea apei cu lămâie în rutina zilnică este o modalitate simplă și eficientă de a-ți întări apărarea naturală. Îmbunătățirea digestiei. Apa cu lămâie poate ajuta la îmbunătățirea digestiei și la ameliorarea simptomelor de indigestie și balonare, datorită capacității sale de a stimula producția de acid gastric. Consumul de apă cu lămâie dimineața poate ajuta la trezirea sistemului digestiv, promovând mișcări intestinale sănătoase și prevenind constipația. Aciditatea lămâii ajută, de asemenea, la descompunerea mai rapidă a alimentelor, facilitând digestia. În plus, lămâile conțin pectină, o fibră solubilă care poate ajuta la reglarea mișcărilor intestinale și la promovarea sănătății colonului. Persoanele cu digestie slabă sau reflux acid pot considera util să bea apă cu lămâie ca parte a rutinei zilnice. Apă cu lămâie poate stimula, de asemenea, producția de bilă, un fluid digestiv produs de ficat, care ajută la digestia grăsimilor. Bila este esențială pentru absorpția vitaminelor și nutrienților solubili în grăsimi, iar producția sa adecvată este crucială pentru sănătatea digestivă. Incorporarea apei cu lămâie în dietă poate fi o modalitate eficientă de a sprijini digestia și de a preveni disconfortul gastrointestinal. Detoxifierea organismului Apa cu lămâie ajută la detoxifierea ficatului, promovând eliminarea toxinelor și îmbunătățind funcția hepatică. Ficatul este responsabil pentru filtrarea toxinelor din sânge, iar compușii din lămâie, cum ar fi acidul citric, pot crește capacitatea ficatului de a produce enzime detoxifiante. Consumul de apă cu lămâie dimineața poate stimula producția de bilă, care este esențială pentru digestia grăsimilor și absorpția vitaminelor solubile în grăsimi. În plus, acțiunea ușor diuretică a lămâii ajută la eliminarea toxinelor prin urină, menținând sistemul urinar sănătos. Detoxifierea regulată este crucială pentru menținerea sănătății generale. Toxinele acumulate în corp pot duce la oboseală, probleme ale pielii, dureri de cap și alte simptome de stare generală de rău. Incorporarea apei cu lămâie în rutina ta poate ajuta la menținerea corpului curat și la funcționarea eficientă, promovând o stare generală de bine. Sănătatea pielii. Datorită vitaminei C și antioxidanților, apa cu lămâie poate ajuta la menținerea sănătății și strălucirii pielii, combatând daunele cauzate de radicalii liberi. Vitamina C este esențială pentru sinteza colagenului, care menține pielea fermă și tânără. Mai mult, antioxidanții din lămâie ajută la protejarea pielii de daunele cauzate de razele UV și poluare. Consumul regulat de apă cu lămâie poate ajuta la reducerea apariției ridurilor și liniilor fine și la iluminarea petelor întunecate. Unele studii sugerează că aplicarea topică a sucului de lămâie poate ajuta la tratarea acnei și a altor afecțiuni inflamatorii ale pielii, datorită proprietăților sale antibacteriene și astringente. Hidratarea adecvată este de asemenea vitală pentru sănătatea pielii. Când ești bine hidratat, pielea ta este mai elastică și mai puțin predispusă la uscăciune și iritații. Apă cu lămâie, cu proprietățile sale hidratante și nutritive, poate ajuta la menținerea pielii moi, netede și strălucitoare. Prevenirea pietrelor la Acidul citric din lămâie poate ajuta la prevenirea formării pietrelor la prin creșterea volumului de urină și reducerea acidității acesteia. Acidul citric se leagă de calciul din urină, reducând formarea cristalelor de oxalat de calciu, care sunt principalele componente ale pietrelor la Un studiu publicat în Journal of Urology a constatat că consumul de limonadă a crescut nivelurile de citrat urinar la pacienții cu antecedente de pietre la reducând riscul de recurență. Consumul regulat de apă cu lămâie poate fi o modalitate eficientă și naturală de a menține sănătatea rinichilor și de a preveni formarea pietrelor dureroase. Apă cu lămâie poate de asemenea să dilueze urina, reducând concentrația de minerale care pot cristaliza și forma pietre. Hidratarea corespunzătoare este esențială pentru sănătatea rinichilor, iar apa cu lămâie oferă o modalitate gustoasă și nutritivă de a te asigura că bei suficiente lichide pentru a menține rinichii în funcțiune corectă. Pierdere în greutate Apa cu lămâie poate ajuta la pierderea în greutate prin stimularea metabolismului și promovarea senzației de sațietate. Pectina, o fibră solubilă găsită în lămâie, poate ajuta la reducerea apetitului și la controlul nivelului de zahăr din sânge, prevenind creșterile bruște ale foamei. Mai mult, apă cu lămâie este o alternativă sănătoasă și cu puține calorii la băuturile îndulcite, ajutând la reducerea aportului zilnic de calorii. Unele studii sugerează că hidratarea adecvată poate crește metabolismul cu până la 30%, făcând mai ușoară arderea calorilor. Consumul de apă cu lămâie înainte de mese poate ajuta la reducerea aportului de calorii prin promovarea unei senzații de sațietate care previne supraalimentarea. Combinația de hidratare, fibre și nutrienți din lămâie face ca apa cu lămâie să fie un instrument puternic pentru cei care doresc să piardă în greutate într-un mod sănătos și sustenabil. Sănătatea inimii Consumul regulat de apă cu lămâie poate ajuta la reducerea riscului de bol de inimă prin îmbunătățirea circulației și reducerea inflamației. Vitamina C și flavonoidele din lămâie au proprietăți antioxidante care protejează celulele inimii de daunele cauzate de radicalii liberi. Potasiul din lămâie ajută la controlul tensiunii arteriale, reducând riscul de hipertensiune și accidente vasculare cerebrale. Studiile arată că aportul de potasiu este asociat cu o incidență mai mică a bolilor de inimă și cu o longevitate mai mare. Apa cu lămâie poate, de asemenea, să ajute la scăderea nivelului de LDL, colesterolul rău, și la creșterea nivelului de HDL, colesterolul bun. Acest lucru contribuie la sănătatea cardiovasculară prin prevenirea acumulării de plăci în artere și menținerea inimii sănătoase. Proprietăți antiinflamatorii Apa cu lămâie are proprietăți antiinflamatorii care pot ajuta la reducerea inflamației în corp, beneficiind afecțiuni precum artrita. Vitamina C este un antioxidant puternic care neutralizează radicalii liberi, cauzând inflamație și daune celulare. În plus, lămâile conțin compuși bioactivi, cum ar fi flavonoidele, care au demonstrat efecte antiinflamatorii în studiile de laborator. Consumul regulat de apă cu lămâie poate ajuta la ameliorarea durerilor și rigidității articulare, îmbunătățind calitatea vieții persoanelor cu afecțiuni inflamatorii cronice. Reducerea inflamației sistemice este crucială pentru prevenirea bolilor cronice, precum bolile de inimă, diabetul și bolile neurodegenerative. Incorporarea apei cu lămâie în dieta ta poate fi o modalitate simplă și eficientă de a menține inflamația sub control și de a promova sănătatea generală. Sănătatea oaselor Lămâia poate îmbunătăți sănătatea oaselor prin creșterea absorpției de calciu și a altor minerale esențiale. Vitamina C din lămâie este importantă pentru formarea colagenului, care este o componentă fundamentală a matricei osoase. În plus, lămâia conține cantități mici de calciu și magneziu, esențiale pentru sănătatea oaselor. Studiile sugerează că vitamina C poate ajuta la prevenirea pierderii osoase legate de vârstă, reducând riscul de osteoporoză și fracturi. Apa cu lămâie poate de asemenea să ajute la menținerea unui echilibru acid-bazic adecvat în corp, esențial pentru sănătatea oaselor. Un mediu corporal excesiv de acid poate duce la demineralizarea oaselor în timp ce un pH echilibrat promovează retenția mineralelor esențiale, întărind oasele. Controlul zahărului din sânge Apa cu lămâie poate ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge, fiind benefică pentru persoanele cu diabet. Pectina și pinolul din lămâie pot ajuta la îmbunătățirea sensibilității la insulină și la reducerea absorpției zahărului în intestin. Un studiu publicat în Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition a constatat că aportul de suc de lămâie a redus nivelul glucozei din sânge la pacienții cu diabet de tip 2. Consumul de apă cu lămâie poate fi o modalitate simplă și naturală de a ajuta la controlul nivelului de zahăr din sânge. În plus, hidratarea adecvată este esențială pentru sănătatea metabolică. Deshidratarea poate duce la creșterea glicemiei și la rezistență la insulină. Consumul regulat de apă cu lămâie poate ajuta la menținerea echilibrului fluidelor și al metabolismului, susținând gestionarea sănătoasă a zahărului din sânge. Acțiune antibacteriană și antivirală Lămâia are proprietăți antibacteriene și antivirale, ajutând la combaterea infecțiilor și la întărirea sistemului imunitar. Alicina, un compus găsit în lămâie, a demonstrat activitate împotriva unei varietăți de bacterii și virus în studiile de laborator. Consumul de apă cu lămâie poate ajuta la prevenirea infecțiilor comune, cum ar fi răcelile și gripa, și la susținerea tratamentului infecțiilor bacteriene și fungice. Includerea lămâii în dieta ta regulată poate ajuta la menținerea sănătății corpului și la protejarea împotriva agenților patogeni. Apă cu lămâie poate fi folosită și ca gargară pentru a calma durerile de gât și a reduce inflamația amigdalelor. Proprietățile sale antimicrobiene ajută la eliminarea bacteriilor și virusurilor, oferind o ușurare rapidă și naturală pentru disconfortul gâtului. Reducerea halenei Consumul de apă cu lămâie poate ajuta la combaterea halenei, respirației urât mirositoare, prin stimularea producției de salivă și prevenirea uscării gurii. Aciditatea lămâii ajută de asemenea la neutralizarea mirosurilor neplăcute din gură, oferind o respirație proaspătă. Mai mult, lămâia are proprietăți antibacteriene care ajută la combaterea bacteriilor cauzătoare de halitoză. Clătirea gurii cu apă diluată de lămâie poate fi o modalitate eficientă de a îmbunătăți sănătatea orală și de a menține respirația proaspătă pe tot parcursul zilei. Producția de salivă este esențială pentru sănătatea orală, deoarece ajută la curățarea resturilor alimentare și a bacteriilor din gură. Apă cu lămâie prin stimularea salivării, poate ajuta la prevenirea cariilor și a bolilor gingivale, menținând gura sănătoasă și proaspătă. Îmbunătățirea funcției cognitive. Antioxidanții din lămâie pot ajuta la îmbunătățirea funcției cerebrale și la prevenirea bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer. Vitamina C și flavonoidele au demonstrat efecte neuroprotectoare în studiile de laborator, ajutând la protejarea celulelor cerebrale împotriva daunelor oxidative. Mai mult, Hidratarea adecvată este esențială pentru funcția cognitivă, iar consumul de apă cu lămâie poate ajuta la menținerea unei bune hidratări a creierului. Studiile sugerează că deshidratarea poate afecta memoria și concentrarea, în timp ce hidratarea adecvată îmbunătățește performanța cognitivă. Includerea lămâi în dieta ta poate, de asemenea, să îmbunătățească circulația sângelui, asigurând că creierul primește suficient oxigen și nutrienți pentru a funcționa eficient. Combinația de antioxidanți și hidratare face ca apa cu lămâie să fie o alegere excelentă pentru menținerea sănătății creierului și a funcției cognitive ridicate. Echilibrul pH-ului corpului Deși este acidă, lămâia are un efect alcalinizant asupra corpului, ajutând la echilibrarea pH-ului și la promovarea sănătății generale. Multe alimente procesate și băuturi zaharoase pot acidifia corpul, ducând la un dezechilibru al pH-ului. Consumul de apă cu lămâie poate ajuta la neutralizarea acestei acidități, promovând un mediu intern mai alcalin. Un pH echilibrat este esențial pentru sănătatea celulară, funcția imunitară și prevenirea bolilor cronice. Echilibrul pH-ului este crucial pentru sănătatea metabolică și bunăstarea generală. Un mediu acid poate favoriza dezvoltarea inflamațiilor și bolilor, în timp ce un pH alcalin promovează sănătatea și longevitatea. Incorporarea apei cu lămâie în rutina ta zilnică poate fi o modalitate simplă și eficientă de a menține echilibrul acidobazic al corpului. Informații suplimentare și relevante. Studiile indică faptul că apa cu lămâie promovează sănătatea de la detoxifiere la prevenirea bolilor cronice. Consumul regulat de apă cu lămâie oferă numeroase beneficii dovedite științific. Potrivit Journal of Clinical Nutrition, Vitamina C reduce semnificativ riscul bolilor cardiovasculare și al cancerului. Apa cu lămâie este bogată în antioxidanți, protejând celulele împotriva daunelor oxidative și inflamațiilor. De asemenea, Journal of the American College of Nutrition raportează că consumul regulat de lămâie reduce incidența pietrelor larinichi datorită acidului citric. Alte studii sugerează că apa cu lămâie îmbunătățește starea de spirit și reduce stresul, deoarece vitamina C este esențială în producția de neurotransmițători, precum serotonina, care afectează bunăstarea. Prin urmare, includerea apei cu lămâie în dietă este o măsură preventivă și benefică pentru sănătate. Prevenire și tratament. Apa cu lămâie oferă diverse beneficii pentru sănătate, inclusiv prevenirea bolilor cardiovasculare și reglarea glicemiei bogată în potasiu și antioxidanți, îmbunătățește circulația, reduce inflamația, previne hipertensiunea și protejează celulele inimii. Pentru diabetici, apă cu lămâie ajută la controlul glucozei și îmbunătățește sensibilitatea la insulină datorită pectinei și polifenolilor din lămâie. În plus, poate fi utilizată în regimurile de detoxifiere, promovând curățarea ficatului și eliminarea toxinelor. Acidul citric și antioxidanții stimulează producția de enzime detoxifiante, susținând funcția hepatică și promovând sănătatea generală. Astfel, includerea apei cu lămâie în dietă este o măsură preventivă valoroasă și promotoare a sănătății. Dezavantaje și precauții În ciuda beneficiilor, consumul excesiv de apă cu lămâie poate cauza eroziunea smălțului dentar datorită acidității sale. Este recomandabil să bei moderat și să folosești un pai pentru a minimiza contactul cu dinții. Persoanele cu reflux acid sau probleme stomacale ar trebui să consulte un medic înainte de a include apa cu lămâie în rutina zilnică, deoarece aciditatea poate irita stomacul și mucoasa esofagiană, agravând simptomele. Apa cu lămâie poate de asemenea să interfereze cu absorbția anumitor medicamente și să crească riscul efectelor secundare. Așa că este esențial să consulți un medic înainte de a consuma cantități mari. De asemenea, unele persoane pot fi alergice la lămâie, prezentând simptome precum erupții cutanate, mâncărime, umflături și dificultăți de respirație. În acest caz, consumul trebuie oprit și trebuie solicitată imediat asistență medicală. Sfaturi de aplicare. Pentru a include apă cu lămâie în rutina ta, începe ziua cu un pahar de apă caldă cu lămâie pe stomacul gol, ajutând la hidratare, digestie și detoxifiere. Adaugă felii de lămâie în sticla ta de apă pentru a bea pe parcursul zilei, oferind hidratare și aromă. Încearcă diferite combinații, cum ar fi adăugarea de ghimbir sau mentă în apa cu lămâie. Ghimbirul oferă proprietăți antiinflamatorii și digestive, în timp ce menta ameliorează problemele digestive și împrospătează respirația. Folosește lămâie în salate, marinate și ceaiuri. Sucul de lămâie este un dressing excelent pentru salate și poate frăgezi carnea și peștele în marinate. Fă cuburi de gheață din suc de lămâie, congelându-l în tăvi de gheață și adăugând aceste cuburi în apă pentru o băutură răcoritoare. Combina această practică cu o dietă echilibrată și exerciții fizice regulate pentru a obține cele mai bune rezultate pentru sănătatea ta generală. Includerea apei cu lămâie în dieta ta Poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate, de la îmbunătățirea hidratării până la întărirea sistemului imunitar. Nu uita să te abonezi la canalul nostru, să dai like și să distribui acest videoclip, și să comentezi mai jos experiențele tale cu apa cu lămâie. Îngrijirea sănătății tale este un pas fundamental spre o viață lungă și împlinită. Ne vedem în următorul videoclip.